Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, frați și surori și iubiți prieteni, vă spunem bun venit din nou la emisiunea Pași prin Credință. Ca întotdeauna, mulțumim bunului Dumnezeu și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne deschideți casele ca să intrăm pe calea undelor în casele dumneavoastră și să stăm de vorbă, să vă aducem mărturii, să vă încurajăm, să vă îmbărbătăm și în cele mai multe cazuri credem să vă aducem vești bune. Ca întotdeauna în cadrul acestei emisiuni avem câte un invitat sau o familie sau mai mulți care împărtășesc cu noi experiențe din viața dumnealor. Experiențe din viața de credință, experiențe cu Dumnezeu, uneori minuni, alteori experiențe poate mai hazlii, dar adevărate, care au avut un impact asupra vieții celor care le-au trăit. În ziua de azi avem un invitat special în mijlocul nostru, pentru motive de siguranță, din cauza că dumnealui este misionar în India, într-un loc nu prea prietenos cu lucrarea și mișcarea creștină și cuvântul pe care ei îl vestesc. O să căutăm să păstrăm anumite detalii și chiar numele dumnealor întreg o să îl păstrăm ascuns, cum am spus la început, din motive de siguranță, și credem că dumneavoastră ne înțelegeți din punctul acesta de vedere. Împreună cu noi este pastorul misionar Dani, căruia îi spunem bun venit și ne bucurăm că este împreună cu noi în ziua de azi. Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Fiind împreună în cadrul emisiunii Pași prin Credință, mă bucur să stăm puțin de vorbă și să împărtășiți cu noi câteva din experiențele pe care le-ați avut, și în ziua de azi o să începem cu experiențele premergătoare pocăinței. Din dialogul pe care noi l-am avut în prealabil, am înțeles că Dumnezeu, într-un mod interesant și unic, v-a vorbit de mai multe ori. De mai multe ori ați făcut promisiuni lui Dumnezeu că o să vă întoarce și o să-i slujiți lui, dar se pare că lucrul acesta s-a repetat de vreo 3-4 ori. Dacă vreți să începeți cu începutul și cu aventurile din copilărie și cu ce fel de copil ați fost ca și copil în casa părintească și pornirile, gândirile, tendințele, dorințele pentru viață, începeți cu începutul și poate cu prima experiență. Am crescut într-o familie de oameni credincioși. Total suntem 10 frați, eu sunt cel mai micuț. Mai am încă 5 frați și 4 surori și am crescut în biserică, am fost dus la biserică, dar totdeauna m-a atras lumea, pentru că mi s-a spus nu-i voi să faci aia, nu-i voi să faci aia de părinți, dar n-am înțeles de ce, și totdeauna priveam spre lume cu jind și credeam că ei sunt mai bucuroși, mai satisfăcuți ca și noi, au viață mai bună ca și noi, și priveam cu un ochi în lume și cu un loc în biserică și am fost atras spre lume, am vrut să gust, să văd plăcerile lumii care mi se păreau extraordinare din biserică înainte de a le cunoaște. Și am început încet de mic copil să mă depărtez de biserică, de credința în Dumnezeu, și să mă duc tot mai mult spre lume. Ca și un copil mic, la început poate o țigară, un pahar sau lucruri mai mărunte, lucruri mai mărunte la început, dar prieteni, anturajul care m-a atras atât de mult și are o influență atât de mult în viața mea, anturajul, prieteni care nu cunoșteau pe Dumnezeu, și încet, încet m-am depărtat total de Dumnezeu. Am ajuns, la vremea nu erau droguri în România, dar în afară de droguri am început să gust toate lucrurile lumii, și încet, încet mi-am dat seama că
decât are o plăcere de afară, dar când le guști, îi venin și îi, nimica care să-ți oferă bucuria aia care apare doar o aparență, de fapt, și nimic altceva. Am început să beau, am început să fumez, dar am observat în toate aceste lucruri că Dumnezeu m-a chemat. Chiar din clasa 5-a am avut o experiență în care Dumnezeu m-a chemat și la mine cel mai mult a lucrat Dumnezeu prin suferință. Auzeam la biserică, eram cu urechile înfundate, nu merge, chiar că mergeam forțat de părinți la biserică, nu auzeam nimica. Pentru că chiar dacă eram prezent acolo cu fizicul, nu eram cu trupul acolo deloc. Nici cu mintea mi era afară și chiar ce la se moment petrecea, dat, ce se petrecea acolo nu stârnea interes. Nu. Și chiar mi se ducea porecla de Zacheu, pentru că în fața bisericii era un dud și când dudul avea fructe, eu eram în dud și trebuia să vină frații din biserică sau ca frații care mi-a venit mai târziu la biserică să spună Zacheu, dă-te jos. Dă-te jos din dud, pentru că noi nu eram în biserică, eram în dud. Și eram chiar și micuț ca și Zacheu și mi s-a dus proiecta de Zacheu pentru început. Ce s-a întâmplat în clasa 5-a? În clasa 5-a am căzut în pivniță și am dat cu spatele de trepte și am fost destul de julit. Am mers la spital cu juliturile acelea și doctorii m-au internat ca să vadă dacă e tot ok și n-a fost nimica. În schimb, mi-a plăcut în spital foarte mult. Nu aveam durere, n-aveam nimica care să... injecții. Ce v-a plăcut în spital? Ce v-a atras în spital? Că pentru prima dată în viață m-am avut de toate pe masă. Dacă într-o familie cu 10 copii, în vremea Ceaușescu, nu aveam de toate pe masă și nu aveam atât de multă atenție în familie, pentru că eram mulți. Acum, pentru prima dată, toată familia era focalizată pe mine și aveam de toate. Prăjitură, suc, lebeniță, din belșug. Și am zis, extraordinar ce bine în spital. Atenție, iubire și atât de multe lucruri care, în mod normal, nu le aveam. Ce vreau eu, urma, le am comandă ce să-mi ducă și îmi duceau tot ce vroiam și... Când doctorul mi-a spus că vrea să mă externeze, mi-a părut rău să plec dintr-un așa, un asemenea loc frumos. Și în mintea mea de copil, neștiind ce înseamnă spitalul cu adevărat, i-am auzit pe alți copii că îi doare în partea dreaptă, în momentul când ei sare și când doctorul a venit dimineața pentru externare, a zis cum ești, am spus, mă doare în partea dreaptă, deși nu mă durea absolut nimica. Eu vreau să mai rămân în spital, nu vreau să mă duc acasă. Ai inventat o minciună din dorința de a mai rămâne în spital. Exact. Doctorul m-a apăsat, m-a pus să sar pe vârfuri, pe călcâi, nu mă aduc aminte, și m-a întrebat, te înțeapă, te doare? Și am zis, da, mă doare. Și făceam o față așa de om bolnav și supărat. Și a zis, ok, cred că ai apendicită. Te băgăm la apendicită, la operație. Nu știam ce înseamnă operație, eram clasa 5-a, eram micuț, înainte de a, eram prăpădit, țin minte că înainte de operație stăteam cu capul în jos și cu picioarele în sus, făceam concurs cu ceilalți din copii care stă mai mult în cap și făceam tot felul de năzdrăvâne acolo, fugeam pe coridoare și n-am știut ce înseamnă operație, am zis, mă bagă, mă controlează, îmi dă drumul. M-a adormit și când m-am trezit în alt salon, nu mai eram în salonul meu, eram în alt salon, eram singur în salon, eram legat de mâini, de picioare, eram plin de perfuzii, aveam sonde și în nas și în alte părți ale corpului și nu știam ce se întâmplă. Vedeam că mama îmi dădea, muda buzele cu Baptista și mi-era sete, mi-era foame și spuneam, nu, nu ai voie să mănânci, nu ai voie să bei, pentru că ai avut o complicație la apendicită și a fost durat, normal, operația trebuia jumătate de oră, a durat o oră jumate și a fost foarte riscantă și n-ai voie să mănânci și să bei o săptămână de zile nimica.
săptămână de zile sugeam apa din batistă pentru că mi-era sete și din distracția care credeam că o să o am eu în spital. În spital am avut exact invers. Nu, nici să mănânc, nici să beau săptămână de zile. Să termina cu lebenița, cu prăjiturile, cu... Și am văzut că o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Faptul că am mințit, faptul că m-am depărtat de El, faptul că... Și atunci ați minte că, ca orice om, când ești în necaz, te rogi. Și ți minte ca și copil, m-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos, dacă mă scap de aici, promit că mă fac băiat bun, promit că o să mă duc la biserică, o să fiu atent. O să fiu cu minte, o să fiu ascultător de părinți. Exact. O să fiu un copil model. Exact. Nu cel mai prăpădit de pe stradă. Exact. Și Dumnezeu m-a ascultat chiar după o săptămână, după ce am rugat, am văzut cum într-un mod miraculos lucrurile merg spre bine, am ieșit din reanimare, am ieșit afară din spital și am zis, nu mai vreau să fiu în viața mea în spital. Și am mers la biserică, m-am încercat să-mi țin promisiunea, în schimb anturajul a dat o lună de zile în când meream regulat, meream cu Biblia, citeam Biblia. Am citit Geneza, am citit Exodul, dacă am ajuns la Numeri și m-am împotmolit, am lăsat Biblia deoparte, am lăsat biserica din nou deoparte și din nou am mers în lucruri cu anturaj, în lucruri murdare. În lucruri care am ajuns la un moment dat să fiu prins de ele. Am început chiar să fur, să fac lucruri, am ajuns cleptoman. Dacă nu furam, chiar lucruri mărunte, dacă nu mă trebuia să mă scol noaptea la ora 1-2 să fur, dacă furam căpăcel de la bicicletă, era bine. Eram bucuros, eram cleptoman, deja am posedat, eram... Nu mai puteam să mă controlez și din ce în ce mai multe prieteni, anturajuri, eram micuț, eram slab, am apucat de sport, am făcut box 2 ani jumate ca să pot să mă răzbun pe celălalt prieten care ziceau că eram pocăit și ziceam nu, eu nu-s pocăit, mama și tata erau pocăiți. Când mă întreba la școală, asta, termenul de pocăit, era cea mai mare jignire pentru mine. Și faptul că totdeauna prietenii știau că din familie pocăiți, încercam să uram termenul de pocăit și nu mă distanțam total de... Aveați și dezavantajul că nu erați prea mare de statură, nu erați prea bine clădit. Exact. Și la o confruntare, adică aveați dezavantaje. Exact. Și am avut dezavantaje foarte mare că la un moment am avut o bătaie atât de serioasă încât am ajuns la reanimare din nou în spital. Asta ar fi a doua experiență prin care Dumnezeu vă semnalizează, vă pune un stop în față. Exact. Dați-ne niște detalii. Eram arțăgos, chiar dacă eram micuț și... m-am bătut cu cineva și persoana a venit cu altcineva și de la spate m-a lovit cu o piatră după cap. Deci eu venit la spate, m-a lovit cu o piatră după cap, am căzut jos, mi-am pierdut conștiința, m-am trezit în spital, din nou la reanimare eram de data asta și doctorii mi-au făcut tot felul de analize medicale, am avut o comotă cerebrală, am avut un cheag de sânge acolo și din nou injecții, din nou perfuzii, din nou acolo și din nou am zis, am știut, Dumnezeu te cheamă. Mă cheamă. Pentru că la unii lucrează pentru o predică, dar uneori la mine durerea a fost evanghelistul care și semnalul Dumnezeu că mă iubește și mă vrea lângă El. Și din nou acolo, țin minte că am zis în pat, de spital, am zis, Doamne, te rog să mă ierți. Te-am mințit odată, dacă tu mă scapi de aici și nu o să am sechele și nu o să am la cap ceva, promit că mă pocăiesc, promit că mă duc la biserică, promit că am să te urmez și o să fiu un băiat bun.
Asta unde era undeva la 14 ani deja, eram clasa a 8-a, a 9-a, a 9-a eram și asta a fost a doua experiență în care am... Cam cât credeți că a durat pocăința după experiența aceasta? Din nou aceasta? La fel, o lună două luni, din nou a durat experiența asta, n-a durat mult. Anturajul, prietenii, încet, încet v-a tras înapoi. Exact. Am început să chiar să beau, să mă îmbăt. Am ajuns chiar aproape în coma alcoolică. Și eram de râsul lumii, pentru că toată lumea știa, uite, pruncul pocăitului, și făceam de râs familia, făceam de râs biserica. Și n-am fost deloc un exemplu, pentru că toată lumea știa, ăsta e copilul pocăitului. Și erau alți prieteni mei care erau copii din familie ortodoxi, copii, dar eu eram mai rău ca și ei. Copii, și ce era n-a fost nefericit, faptul că eu influențam pe ei. Am avut un prieten care nu era credincios, dar a crescut într-o morală și el spunea: Dani, cred că nu e bine să facem asta. Și eu spuneam: auzi, eu vin din familie pocăiți, eu știu mai bine ca tine, și no problem, nicio problemă. Și chiar eram, era influență, eram influență negativă. Lumea era prea puternică atunci. Lumea, era farmecul, plăcerea din lume și din păcat erau un magnet prea puternic în fața căreia să reziști. Exact. Am ajuns tot mai dependent de distracții, de plăceri și... A venit al treilea semnal. Al treilea semnal, al treilea stop. A venit al treilea semnal, încât cu prietenul meu cel mai bun mergeam cu bicicleta și eram foarte aventuros și eu aveam un BMX mix, o bicicletă mică, și l-avea o semicursă și făceam concurs care merge mai tare. Și m-am băgat în fața lui, eram pe pod, pe trecerea de peton, și i-am zis că fac frână în mijlocul podului, chiar la scări. Eram chiar la mijlocul podului, unde trebuia să era trecerea de era scări ca să mergi jos. Și țin minte că am făcut frână, dar după frână nu mai am avut aminte de nimica. Țin minte că m-am trezit din nou în spital, din nou la reanimare. Am văzut în jur familia și ei chiar mi-au spus că îmi pierduse memoria pentru ore întregi. N-am recunoscut pe nimeni și nu derilam, eram strigam ca din goișar pe Doamne Iisuse, te rog numai să mor, mă duc în iad, vedeam draci, nu știam ce am văzut în momentul ăla, pentru că n-am făcut conștiență, dar urlam și strigam: Doamne Iisuse, nu mă lăsa să mă duc în iad. Deși eu nu știam ce s-a întâmplat, ce a fost acolo, nu mi-aduc absolut nimic aminte ce s-a întâmplat. Apoi nu recunoșteam pe nimeni. Spuneam cine e mama, nu recunoșteam cine e, spuneam că era altă persoană. Asta a fost câteva ore întregi, din nou plin de perfuzii, plin de... nu aveam dureri, dar când am ieșit din perfuzii și când m-am văzut în oglindă, m-am speriat. M-am întors spatele, am crezut că e un monstru în spatele meu, toată fața mea era doar cicatrice, era scoarță și sânge închegat și toată ca fața... Ca o rană, o rană, exact. Nasul mi era strâmb, lovituri, n-aveam nimic de la gât în jos, i-am căzut de fapt în cap, cu capul în jos pe scări. Și am mers în capul în jos, până jos acolo, la marginea podului. Și acolo prietenul meu care venea în urmă a oprit lumea, a oprit o mașină și m-a dus la reanimare. Și eram practic un monstru, fața mea era total distrusă. Am promis din nou, am zis: Doamne, dacă fața mea cât de cât se reface și o să mai ajung om, să pot... Eram deja 14 ani și ceva, de la 15 ani, și am zis: Doamne, dacă nu o să mai mă iubească nimeni, nicio fată nu o să uită la mine,
Să fiu un om normal, cât de da, cât. Da, pentru că eram băiat, umblam cu fete, deja eram atras deja de fete și am zis, Doamne, te rog, fă măcar un om din mine, pentru că fața mea total distrusă. Am făcut greșeală că mi-am belit, mi-am scos coaja de pe față. Coaja, așa. Și asta a făcut ca la orice emoție eram ca și semaforul, eram mapete și dacă mă emoționam, apoi am rămas cu un defect de vorbire, mă bâlbâiam foarte tare și a trebuit să fac exerciții de, cu un logoped, să-mi țin un creion în gură și cu el în gură să citesc cărți ca să pot să-mi corectez vorbirea și m-am corectat-o foarte mult, dar încă și acum, de multe ori, când mă emoționez sau sunt grăbit, atunci mă bâlbâi, dau încă am sechele și dau mâlbeală. Dumnezeu a făcut o minune și s-a fața mea, dar am rămas cu complexe extraordinar de mari pentru că a fost în timp transformarea asta în față, a fost ceva minune cum a fost în celelalte cazuri și asta am rămas cu sechele foarte, foarte mari. Am rămas cu un complex de inferioritate extraordinar de mare. Mă vedeam inferior, nicio fată nu mai vrea să aibă de-a face cu mine și am început să mă refulez în sport, făceam tot mai mult box și ca să par un om dur și un om să-mi câștig respectul prin fiind dur, prin bravând, prin forță fizică. Bravând, nu eram eu prea puternic, dar bravam, făceam toate felul de scamatorii și eram la prostie, eram numărul 1 pentru că încercam să atrag atenția prin alt fel, pentru că nu aveam altceva bogat, nu eram frumos, nu eram deștept, nu eram foarte, nu eram, învățam prea bine la școală. Și încercam prin, cumva să impresionez anturajul meu și în timp eram primul la prostie, eram primul la prostie. Sau ați continuat cu boxul, da, culturism mai târziu? Am mers la culturism pentru că eram mic și slab, am mers la culturism, am început să bag medicamente în mine, să mă îngraș, să devin și chiar pot zic că era aproape dublu decât este acum la ora actuală. Eram bine făcut și eram totuși bucuros pentru că deja apăream în ziare din cauza la box, cum făceam box, aveam diplome, părinții nu știau că făceau box, au găsit într-o zi diplome sub fața de masă, ei nu mă lăsau și simt că am luat o bătaie pentru diplomele deci alea. Deci chiar și după a treia experiență, după căderea în cap cu bicicleta, da, hotărârea și dorința de a sluji lui Dumnezeu, fiind conștient că drumul pe care ați pornit e greșit și că nu are un final plăcut și pozitiv, totuși n-a durat mult. N-a durat mult pentru că a fost o experiență negativă care am avut-o în biserică. A fost unul dintre cei care ajutau cu copiii acolo și în biserica de atunci și eu am vrut să spun la un întâlnire cu copiii, am vrut să spun și un verset din Biblie, ceva și persoana aia, eram chiar după ce am căzut de pe pod, eram, fața mea era toată pete și persoana mi-a spus, nu că tu strici aspectul. Și cuvintele alea m-au rănit pe mine ca și un copil extraordinar și era din biserică, era un om care slujea acolo și acel lucru a fost ca un cuțit în inima mea și din momentul ăla am început să urăsc creștinii, să urăsc pe Dumnezeu, să urăsc pe Iisus, să urăsc biserica în special și n-am vrut să mai am absolut nimic de a face cu biserica și m-am răzvătit total părinților și am spus nu, eu nu mai am ce căuta în biserică pentru că cum a putut omul ăla să-mi spună așa ceva și
Deci o singură expresie, da, doar, da, rostită din neatenție. Exact. Persoana în cauză, da, nu și-a dat seama de, da, efectul care o să aibă expresia respectivă. Un moment de neatenție, de nebăgare de seama, exact, o singură expresie, a luat-o diavolul, uh-huh, și a folosit-o, exact, împotriva dorinței de pocăință și de a sluji, exact, lui Dumnezeu. Și a, exact, demolat, diavolul a demolat orice posibilitate de reabilitare și de exact, întoarcere spre Dumnezeu. Exact, pentru că după prima oară am fost mai serios. Chiar vroiam și chiar au fost câteva luni de zile în care mergeam regulat, citeam Biblia și am început să avansez în credință, și dar experiența asta, când cineva din biserică cu o vorbă necugetată m-a pus la pământ din nou și din nou, pentru că am observat de fiecare când caz mai rău, caz mai rău, și am căzut atât de rău încât mi-era scârbă de mine. Știam că nu-i bine ce fac și nu, dar ce era interesant, că nu știa nimeni, părinții mei știau, toți de afară, vecini, și chiar viitoarea mea soție știa, pentru că am copilărit cu ea împreună și mă cunoștea. Dar părinții nu știau. Părinții nu știau, pentru că făceam totul pe ascuns. Fugeam de acasă, asta era o experiență, fugeam de acasă zile întregi, 5 zile nu mai veneam acasă, am ajuns să dorm și în pivniță, la blocuri, am ajuns să mănânc de mâncare de pe jos, că n-am mai avut mâncare, n-aveam unde să mănânc, prietenii mei de multe ori mă părăsau când aveam mai mare nevoie de ei și eventual dacă îmi duceau niște pâine cu un soare. Nimic altceva, încea. Am ajuns chiar să mânc de pe jos, de foame. Ca un copil al străzii. Deși acasă eram ca fiul risipitor, mă gândeam la ce au părinții mei acasă. Și a fost o experiență deosebită într-o zi, când am venit acasă, după zile întregi când am fugit acasă, și de obicei când veneam acasă știam că luam bătaie. Dar mă obliga foamea și mă obliga, nu aveam după un timp unde să vin și veneam tot acasă, am venit acasă și la seară am intrat în curte și am văzut pe mama plângând. Și țin minte și acum cu durere cât am intrat în casă și credeam că mă sare și mă bate și pentru prima oară mama a spus: am greșit, te-am bătut când greșeai, poate prea mult, și de acum înainte n-am să te mai bat. N-am să accept ce faci tu, dar vreau să văd că bătaia nu lucrează cu tine. Vreau să spun că te iubesc. Și experiența aia a lucrat atât de mult în mine, încât n-am mai fugit de acasă deloc, m-am cumințit, dar totuși nu m-am întors la Dumnezeu. Încă lumea era prea dulce, prea frumoasă. Nu mai era frumoasă, mi-era deja scârbă de mine, așa, dar nu mai mă puteam lăsa de ea. Am ajuns încât să-mi doresc să-mi iau viața. Mă priveam în oglindă și mi-era scârbă de mine, de starea, de cum eram și ce făceam, și chiar dacă vroiam să mă schimb, vedeam dragostea părinților și vedeam că nu sunt o direcție bună, nu mai puteam. Nu puteam să mă las, eram dependent de anturaj, dependent de plăcerile care le aveam și nu puteam să mă las. Și țin minte că mă priveam în oglindă odată și îmi dădeam palme singur, pentru că mi-era scârbă de mine cât de rău am ajuns, și am zis: hai să-mi pun capăt zilelor. Deci a fost momentul în care ai ajuns la cunoștința că nu-i bine drumul pe care ai pornit, exact, dar nu existau resursele și puterea necesară de a schimba. Exact. Traiectoria. Exact. Și într-un astfel de context omul se vede fără putere, cunoaște binele, dar n-are puterea, exact, să-l facă. Exact. Și atunci care e soluția? Care te vezi, variante? Te vezi fără nicio putere, deci, știi ce, ai vrea să fii mai bun și nu poți. Problema că eu încercam fără Hristos, încercam prin puterea mea și n-am înțeles asta, pentru că orice om fără Hristos nu se poate transforma. Orice consilier și orice sfaturi ajută, dar omul care e dependent de ceva, doar puterea lui Hristos poate să transforme un om ajuns într-o stare din asta. Și țin minte că
am ajuns din nou la doctor, lucram și mi-a căzut, lucram și mi-a căzut o stivă mare de lemn pe degetul ăsta mijlociu și mi-a zdrobit degetul. Primul gând care când mi-a zdrobit degetul a fost Dumnezeu te-a pedepsit din nou. Era a patra oară. Era a patra oară. Am fost, doctorul a spus, nu mai e fisurat osul, vârful la os, nu o să fie nicio problemă, a căzut unghia, bandajăm, o să treacă în două săptămâni, o să treacă nicio problemă. Au trecut o săptămână, au trecut două, au trecut trei, au trecut o lună jumate, au trecut două luni și rana nu s-a vindecat și din potrivă s-a agravat, a ciupercă, infecție. Și mergeam în fiecare zi la doctor și doctorul a spus, nu mai știu ce să fac, stai din deget. Mi-a tăiat din deget și nu s-a vindecat, rana a continuat, puroiul, infecția, ciuperca, nu s-a încercat leacuri băbești, am încercat de toate, am încercat, nimic nu a mers. În disperarea mea, din nou am spus, vreau să mai încerc o dată. Am spus, Doamne, vreau să mă vindeci, dacă mă vindeci a patra oară, promit, dar nu vreau să văd ceva minune. Era lunea și am spus, miercuri mă duc la doctor din nou, vreau să dispară ciuperca și să nu mai fie ciuperca acolo. Era așa o rană albă și urâtă și cu puroi. Când am mers miercuri la doctor, eram curios, a desfăcut bandajul, nu mai era nicio ciupercă, rana era roșie și curată, fără nicio infecție, fără nimica. Și doctorul m-a întrebat, ce ai făcut? Pentru că vreau să-mi taie degetul. Și am zis, nimica, mi-a fost rușine să spun, m-am rugat și Dumnezeu. Și am spus, n-am făcut nimica. Și a zis, imposibil, asta e o minune, mi-a zis el. Am plecat afară și m-a cuprins o frică și o teamă de Dumnezeu. Și am zis, l-am mințit de trei ori. Acum, dacă minți a patra oară, 100% o să mă duc în groapă, o să mor. Și am mers la biserică cu frică, dar mi-era frică de Dumnezeu. N-a fost dragoste, n-a fost nimica pentru el. A fost o teamă totală de Dumnezeu. Și credeam că mă pedepsește. Îl vedeam pe Dumnezeu cu un om ca cu bâta și dacă o mai fac o dată o să îmi ia viața. În schimb, încet Dumnezeu mi-a făcut să înțeleg că Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu a făcut așa pentru că Dumnezeu mă iubește. Și Dumnezeu e un Dumnezeu al dragostei și când am văzut dragostea Lui, asta m-a transformat și țin minte că plângeam de dragoste și spuneam, Doamne, cum ai putut un om atât de păcătos? Dar nu asta a fost experiența care m-a întors pe mine în primul rând, ci a fost o altă experiență în care după aia când am mers la biserică, i-am spus la Dumnezeu, Doamne, poate a fost o întâmplare vindecarea asta, nu știu, mai am o rugăminte. Eu nu am putut să mă schimb pe mine singur. Eu știu că nu am putere în mine să las toată lumea și anturajul și lucrurile rele. Am încercat și n-am putut. Vreau să te rog un lucru. Era seară. Dacă tu ești Dumnezeu cu adevărat. Eram deja un ateist. Eram, nu mai credeam în Dumnezeu. Nu mai un ateist convins eram. Chiar băteam joc de pocăiți. În clasa mea, țin minte că după aia când am ajuns să predic în biserică și am văzut copii, prieteni din biserică, care eu îi bajacoream și făceam cu ei. Ziceam, Doamne, ce o să se gândească ei acum când mă vede la amvon? Și țin minte că i-am spus în seara aia Domnului, am spus, Doamne, mai am nevoie de o minune. Eu nu pot. Dacă Tu ești Dumnezeu, din noaptea asta până dimineață, transformă-mă Tu. Vreau ca toate lucrurile murdare care eu nu pot, de exemplu, să mă uit la o fată, să spun că e frumoasă, dar fără să meargă mintea mea și în direcții murdare și apoi cu furatul sau cu alte lucruri, cu lucrurile murdare, care eu eram dependent de ele, vreau să mă eliberez total, Doamne. Dacă Tu poți să faci asta și de mâine mă eliberez, eu se pot și vreau să urmez pe Tine. Dacă nu, eu n-am se pot urma. Și ce a fost atât de deosebit că a trecut dimineața și eu am uitat. A trecut ziua, a trecut și m-am dat seama că sunt un alt om. Cele mai multe lucruri din viața mea, lucrurile mari de pe care am dependent, a fost total, o transformare totală. Și lucrurile care am eu dependent, a fost o liberare la clipita ochiului. Și a fost pentru mine cea mai mare minune a fost asta. A mai rămas mânia, a mai rămas
sentimente în inima mea față de anumiți oameni, în special de fratele ăla care eu vreau să mă răzbun pe el. Dar Dumnezeu în timp a lucrat maturizare și încă mai lucrează și acum în viața mea, în temperamentul meu. Și deci experiența asta ați avut după vindecarea degetului. După vindecarea degetului. Ați mai cerut încă o minune de la Dumnezeu în care ați spus, Doamne, dacă vindecarea degetului e cumva o coincidență. Deși ați observat, vorbim de aproximativ două luni de zile în care mergem la doctor, în care degetul nu s-a vindecat și mergea din ce în ce mai rău. Exact. Și de luni până miercuri degetul deja a scăpat de ciupercă, de infecție și se vedea cu ochii clar că ceva s-a întâmplat acolo. Medicul a spus că e vorba de o minune. Totuși, ați ajuns la punctul la care ați zis, dacă a fost o întâmplare, mai am nevoie de ceva de la Dumnezeu. Doamne, transformă-mi inima, transformă modul de gândire, transformă dorințele, ambițiile, aspirațiile mele, tot ce mă leagă de lume, dacă mă detașez, Doamne, dacă le separi, atunci o să pot să slujesc. Și Dumnezeu face și minunea asta. Exact. Asta a fost. Înseamnă că de atunci ați rămas, da? Pentru că asta e pocăința adevărată. Când omul încearcă să facă el, să transforme el, nu poate. Când omul vine smerit total și spune, Doamne, eu nu mă pot salva pe mine, doar Tu mă poți salva, atunci Dumnezeu intervine și face o minune. Și a fost o minune spirituală, nu a fost o minune fizică, în care am avut experiența eliberarea Dumnezeu spirituală în viața mea. N-a fost o lucrare care s-o vadă alții, s-o verifice medicii, dar a fost o lucrare care a trăit-o personal. Exact. Ați cunoscut-o și o cunoașteți personal și nimeni nu poate să spună că nu e așa. Nimeni nu vă poate convinge că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Exact. E o realitate mai reală decât vindecarea degetului. Și presupunem că de aici ați rămas în continuare. De fapt, acela a fost începutul creșterii spirituale, exact, și formării spirituale. Au trecut ani și s-a născut dorința în inimă de misiune, de lucrare în afara granițelor țării. Cum a apărut această dorință? Ce v-a atras? După ce Dumnezeu v-a scăpat și v-a eliberat complet de dorințele și ambițiile lumești? Când Dumnezeu m-a mântuit, am gustat adevărata bucurie care o dă părtășia reală cu El. Când dragostea Lui a inundat viața mea, când plângeam de bucurie, când am văzut că nu, să spun așa, direct, sexul sau băutura sau plăcerile lumii îți oferă odată bucurie, ci o întâlnire reală cu Creatorul, cu Dumnezeul tău, poate să împlinească golurile din inima ta, pentru că erau goluri în inima mea care încercam să le umplu prin tot felul de plăceri și ambiții lumești. Când am văzut pentru prima oară că ambițiile și golurile din viața mea le umple Hristos, le umple Dumnezeu. Și cu o bucurie care rămâne, cu, exact, o bucurie autentică, exact, o bucurie adevărată. O bucurie care n-am știut despre ea înainte. N-am știut despre ea și care, ce ciudat, o am și în probleme. Nu că n-am avut probleme după aia și că tot a fost ok, ci faptul că puteam, când eram bajocorit de prietenii mei, aveam o bucurie în inima mea încât nu înțelegeam. Spuneam, Doamne, asta a dat bucuria. Și în momentul ăla când experimentam bucuria mântuirii, cum spune Biblia, și care orice creștin adevărat ar trebui să o simtă în viața lui, am citit niște cărți despre faptul că există oameni care n-au auzit Evanghelia niciodată. Faptul că oamenii merg cu Evanghelia în Africa, în India, sau duc Evanghelia la oameni care n-au auzit niciodată Evanghelia. Și în dragostea mea pentru Dumnezeu, în bucuria mea mântuirii, am zis, e imposibil ca oamenii să n-aibă niciodată măcar șansa, mi s-a părut nedrept, să nu aibă nici măcar toată șansa să audă despre un Dumnezeu atât de iubitor, care și-a dat Fiul pentru noi și care ne primește și murdari și păcătoși și ne schimbă, și să n-aibă ei ocazia să audă despre bucuria care ar putea să o aibă ei.
mi s-a părut atât de nedrept, încât țin minte că m-au umplut lacrimile. Am căzut din pat cu cartea, am căzut pe genunchi și plângeam de milă pentru oamenii ăia. Și a fost ciudat pentru că mi se părea anormal. Cum să plângi pentru niște oameni care nu ai întâlnit niciodată, nu știi nimic de ei, dar doar pentru faptul că ei n-au o șansă să audă despre dragostea lui despre dragostea lui Dumnezeu. Mi se părea atât de nedrept încât în copilăria mea am aruncat perna de sub patul meu și cred că vreo 10 ani de zile, 15 ani, am putut dormi cu perină sub cap, pentru că mi se părea vata nedreaptă cum oamenii n-aud Evanghelia și începeam să mă rog pentru ei. Țin minte că citeam o carte despre fratele Petru Popovici, era cartea Lumini peste Viacuri și nu puteam citi mai mult de 2-3 pagini, mă buvnea plânsul și meream în rugăciune și mă rugam pentru oamenii ăștia. Și am mers la liderul meu de tineret și am spus ce se întâmplă cu mine. Nu știu ce se întâmplă. Plâng pentru oameni care nu-i cunosc. Și mă doare pentru ei atât de tare. Și omul fratele a spus, foarte înțelept, Domnul te vrea misionar. Și am zis, eu misionar, eram bâlbâit, încă mă luptam cu bâlbâiala, emoționat, nu știam să cânt, nu știam să predic. Deci mă vedeam ultimul capabil să fac ceva. Complet descalificat pentru complet slujba de misionar. Exact. Și a spus, nu, Domnul te cheamă. Și a zis, uite, eu te pun în legătură cu gații misionari și scrie-le lor. Le-am scris, simt că eram chiar în armată, aveam 18 ani jumate, la 18 ani m-am întors la jumate, m-a chemat în armată și chiar după armată am primit de la ei răspunsul că nu m-a acceptat. Nu m-a acceptat. Și nu ești bun pentru misiune. Nu, și am spus, eram clar, deci nu mă vedeam, eram... Chiar după ce m-am pocăit, am avut foarte mari complexe de inferioritate. Deci alea s-au transferat, din viața dinainte, exact. Din lume. Exact, asta a fost lupta mea după ce m-am întors la Dumnezeu. Nu mă vedeam bun de nimica, nu mă vedeam ultimul om și satana lucrează când într-un fel, când în altul, extremele, ci ca să mă duc în extreme totdeauna. Că acum, înainte eram... primul la prostie, acum nu mă vedeam în stare de nimic, nu eram bun de nimic, nu... Și... totuși, după un an de zile am primit din nou această invitație și în invitația aia scria dacă știi să cânti, dacă știi să predici, dacă ești bun cu copiii, dacă... Nu eram nimica bun pentru nimica. Și acolo era un cuvânt, dar dacă pur și simplu vrei să slujești, scrie-ne. Și... Asta m-a încurajat. Le-am scris mărturia personală, am spus, nu-ți bun de nimica, dar pur și simplu vreau să slujesc. Și în mintea mea mă gândeam, dacă mă acceptă, le duc chitara, vedeam oamenii în misiune într-un mod sus și ziceam, nu-ți bun de nimica, le duc chitara, le duc bibliile, le duc mașina, le spăl mașina dacă trebuie, spăl vase, deși nu plăcea să spăl vase nici acum, soția știe. Spuneam, sunt stare să fac orice, vreau să fiu un slujitor al lor ca să mă duc numai cu ei, să fac ceva pentru în misiune și am fost acceptat și am fost un atac de complex de înfiorate, da, poate ai locul la altceva, cum poți să, nu, mai bine renunță tu, că nu se faci față. Și liderul a zis, nu Dani, te rog, du-te și... Am mers și am avut o experiență deosebită și acolo și am slujit cu alții din întreaga lume, cu un grup și am avut o experiență deosebită în misiune și am fost după ani de zile cu această organizație misionară pe termen scurt în Republica Moldova, în Kosovo, în România chiar am fost ca să mă întăresc, să văd dacă chiar Dumnezeu mă cheamă pentru misiune. Deci ați fost în diferite locuri ale lumii, da. Cu echipe de slujire, da, da. Chiar așa descalificat, dar totuși da. Cu o inimă de slujitor. Da, da. Exact, exact. Dacă Dumnezeu face ceva dintr-un om care nu-i bun de nimic, exact. Doar are inimă de slujitor, Dumnezeu să facă. Dacă exact. nu. Și totuși ați simțit atracție și după mai multe
mai multe ieșiri misionare, ați simțit că sunteți atras în misiune, după care ceva mai târziu ați ajuns în America. Ce s-a întâmplat când ați ajuns în America? Ce nu știam atunci că smerenia e cel mai bun, e primul lucru care ai nevoie să faci ceva. Când nu te vezi, când tu te vezi nimica, atunci ești Dumnezeu bun, poate să facă poate ceva din pentru nimic. Că mai târziu când am crezut că fac ceva, tu nu mi-arătai că nu pot să fac nimica. Totdeauna am vrut să plec misionar și organizația asta misionară, după un timp mi-a spus, vedem în tine, după ce am făcut o școală de misiune cu ei, vedem în tine potențial misionar, vedem chemarea lui Dumnezeu și vrem să te trimitem. Și am spus, sunt gata. Și am renunțat la slujbă ca să plec, în schimb Dumnezeu m-a închis ușa. Era o săptămână de a pleca în misiune și păstorul meu i-a spus, nu pleci pentru că tu nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și am spus, frate, dar cine nu m-a întrebat înainte? Pentru că eu am renunțat la slujbă, eu mai am o săptămână de a să plec, 10 zile aproape. Și a spus, nu, eu n-am știut că tu nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și tu nu, trebuie să ai putere ca să pleci și tu nu te lasă să pleci. Și am supărat și dezolitat, am spus, nu, eu trebuie să mă supun păstorului, eu nu plec de capul meu, dacă păstorul spune nu, deși m-a durut extraordinar de mult, am spus, nu, Domnul, dacă Domnul mă vrea, Domnul va deschide uși. Și am spus nu. Am încercat din nou o dată și din nou mi s-a închis ușile. Din nou am renunțat la slujbă și Domnul a spus, mi s-a închis ușile. Eram foarte confuz, am spus, Doamne, știu că mă vrei, dar Tu mă închizi ușă după ușă. Și Domnul mi-a deschis ușile să ajung în America. Și am spus, dacă poate Domnul nu mă vrea să ajung misionar, mă vrea să suport misiunea. Pentru că am avut o rână pentru misionar și era niște motouri care mi-au atins viața și spunea unul, Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar. Apoi altul motor era, ce drept ai tu să auzi Evanghelia de două ori când alții n-au auzit niciodată? Și am zis, Doamne, eu stau în biserică și aud Evanghelia și alții n-au auzit niciodată. Și apoi alt motor spunea, noi vorbim de a doua înviere și alții n-au auzit nimic despre prima, despre a doua venire și alții n-au auzit nimic despre prima venire. Și alte mărturii am spus, da, eu vreau să plec. Și acum am spus, poate Domnul nu mă vrea, eram în America, lucram și trimiteam $100 în Kosovo la o fată care a rămas misionară din grupul nostru de misiune acolo în Kosovo și eram bucuros că fac ceva pentru lucra de misiune. În schimb, am făcut din nou o altă școală de misiune în Arad și de acolo a încercat să mă trimită, n-am reușit să plec de acolo. Am ajuns în America și după câteva luni de America, bucuros că fac ceva pentru misiune, am spus, trimit bani și din puținul meu salar trimiteam bani în Kosovo. Directorul școlii de misiune mi-a scris un e-mail și a spus, Dani, cineva vrea să meargă în India și are nevoie de cineva să meargă să o ajute un cuplu. Nu vrei să te căsătorești? Eram atunci logodit, să vii să te căsătorești, să mergi în India. Și am spus, nu. Deci am renunțat de două ori la slujbă, acum să renunț și la America, să plec în misiune. Am spus, nici gând. Și totuși, am simțit că am luat un răspuns împotriva voii lui Dumnezeu. M-am rugat și simțeam că lupt cu Dumnezeu, nu mai puteam ruga. Atunci, după câteva zile de luptă cu Dumnezeu, am zis, Doamne, pun un semn înaintea Ta. Eram disperat și am spus, era seară, joi seara. Eu după 10 ani de zile de cum am întâlnit Dumnezeu, nu eram botezat cu Duhul Sfânt încă. Am zis, Doamne, eu spun un semn în fața Ta. Dacă mă vrei în India să plec, botează-mă în seara asta cu Duhul Sfânt. Eram mai necredincios ca și Gedeon. Am zis, Doamne, botează-mă pe mine în primele 5 minute și pe mine prim, Doamne, și cred că Tu mă vrei în India, dacă nu, să știi că nu mă duc. Și dacă la început mai mergeam și mai încercam să-L ajut pe Domnul să mă boteze, strigam și acum am stat pe ultimul rând, n-am strigat, n-am rugat cu foc, cum facem noi de multe ori pentecostalii, încet, frumos, liniștit, am spus, Doamne, eu sunt aici.
tu mă vrei să plec. Botează-mă cu Duhul Sfânt. Cu Duhul Sfânt. Acum în seara asta, și primul. Și pe mine primul și mă duc. Fără slajul pe Domnul, să pogără Duhul Sfânt peste mine, și tot pace și o bucurie în inima mea, să zic că mai îmi controlez limba, fără să influențez eu cu nimica, am început să vorbesc în alte limbi și am știut Dumnezeu mă vrea să plec misionar. Am bucuria să vă spun că în seara aceea am fost la biserică, evenimentul s-a petrecut chiar în biserica noastră și o să continuăm cu ajutorul Domnului ceea ce s-a petrecut după seara respectivă în viața noastră.